Morning Glory, Morning Glory. A murit și Montessori. Și bonjurică, bonjurică. Efectiv, uite, stăteam așa și ne gândeam noi că, bă, ce idee bună a fost concursul ăsta de s-a încheiat la sfârșitul lui ianuarie, cu idei de afaceri extraordinare de altfel. Și tocmai de-aia am zis că e bine să punem deoparte niște idei minunate, generoase, ale românilor antreprenori. România a intrat în zodia antreprenoriatului, este foarte clar. Buticul de la colț, ha? Buticul de la colț a evoluat și acum este o idee de afacere pe internetul mare și așa mai departe. Sergiu Floroaia este alături de mine și împreună vom face o nouă încercare să intrăm în direct la ProTV și să încercăm să-l distrugem exact din interior, acolo unde îi place lui cel mai mult. Dar am pus deoparte foarte, foarte multe idei de afaceri, foarte generoase, foarte, foarte frumoase, inspirante. Bani și timp, doar atâta ar trebui să puneți deoparte. Evident, poate vi se părea crudă preocuparea sau ocupația sau un cabinet de psihoterapie pentru animale ce urmează să fie castrate, dar zic eu că ideea în sine este generoasă și poate chiar creștinească. Plus că poate funcționa. Da, și asta zic eu. Așa că nu pentru animale. Nu. Pentru bani. Românii iubesc antreprenoriatul, au creativitate și flair pentru oportunități. La Morning Glory, Răzvan Exarcu și Sergiu Floroaia trec în revistă cele mai puțin probabile și nebănuite idei de afaceri. Morning Glory, Morning Glory! Nu mai vă bătesc ca fiori! Bonjurică! Bună dragi! Bonjurică! Bonjurica, bonjurica. Hai că acolo văzusem au fier pentru oportunități, nu fler. Da. E, merge și pe fler și pe fier. Fler și pe fier. Așa. Fără fier, dacă fier nu e nimic. Bineînțeles, fler vechi, cumpăr. Cumpăr. Dar să vă spunem la ce ne-am gândit noi, pentru că am adunat foarte multe povești. Chiar acum a venit un mesaj de la ascultătorii noștri. E schimbător de programe la atunci când îți moare bateria de la telecomandă, să ai omul tău. Pentru tine, vai, foarte bună. Da, eu zic că unele dintre idei pot fi chiar geniale, adică pot funcționa și pot aduce bani. În primul rând, pentru bărbați, e vineri și diseară cu prietenii s-ar putea să, să apară niște probleme și de aia serviciile de răsfăț pentru bărbații bețivani, te dezbrăcăm, te spălăm pe dinți, te băgăm în pat, se siră de tine atunci când adormi îmbrăcat în hol, pe un colț de canapea sau, mai rău, în baie, după o noapte prea grea, avem soluția perfectă pentru tine cu serviciile de tuck you in, este numit în engleză. Cineva se va ocupa de toate aceste detalii care ți amărăsc încet viața. De la scosul bocancilor din picioare, îmbrăcatul în pijama, târât în pat, până la banalul spălat pe dinți, demachiat, uns cu cremuță și chiar umflatul pernei, îți oferim o gamă largă de servicii complet accesibile oriunde te afli. Parcă și văd gestul ăla făcut cu perna la final. Așa. Mai spune cineva, mi-aș deschide o afacere de contrazis cu soacra. Noi în locul tău. Pentru 50 de euro în plus, luăm și o palmă. Asta e. Premergător în zăpadă, poate că n-a trecut foarte timpul, bine. E cel care pășește înaintea ta și te ghidează până la job, toată zloata intră în bocancii lui, pentru că tu nu mai ai nimic de făcut în sensul ăsta, calci pe urmele lui, nu te uzi pe șoșoni și... numele afacerii este Neainte Călcătorul. Foarte, și foarte nume. Important, da. Mai avem și echipa de pupat moaște și mers în genunchi pentru bătrâni. Da, și asta, cursuri de online de utilizare PC pentru persoane vârstnice, asta cred că e puțin la mișto, așa, nu știu, mi se pare un pic ironică, s-ar putea să nu meargă. Liniștitor pentru ipohondri. A, și asta. O să fii bine, o să fii bine. Și oameni care să zboare în locul tău dacă ți-e frică de avioane. Aha, da, și asta ar fi. Eu, da. Să ai om, așa eu cum am eu om care merge la terapie în locul meu. Mai este un echipaj de urgență pentru bărbații singuri, www.bemcutine.ro. Ești deprimat și n-ai cu cine să bei, cheamă-ne și venim urgent. Stand de curățat pantofi la Vulcanii Noroioși. Îmbărbătat porci înainte de tăiere.
verifica presiunea la roțile trenului. Mini trolere pentru gândacii de bucătărie, dacă nu pot fi extirpați, pot fi convinși să plece. Împingător de oameni în stație la 41. Și traducător de e-mail-uri în corporații. Da, și un alt business, să porți pantofii noi ai cuiva până se mai lasă un pic. Și asta este foarte important. Te-ai săturat să parcheze toți nesimțiții pe locul tău de parcare? Noi avem soluția. Închiriem același nesimțit 8 sau 10 ore pe zi sau până te întorci acasă să stea cu aceeași mașină pe locul tău de parcare. Învață rapid în jurăturile și nu e nevoie să îi le mai repeți zilnic. Apelează la noi. Chiar acum. Nu ezita. Mai avem și sperietoare când sughiți. Să-ți treacă rapid. Vrei să te simți părinte pentru o zi? Vino la spațiul de joacă pentru copii, unde în schimbul unei taxe toți copiii prezenți vor striga către tine tati sau mami, cât este în prezența cunoscuților tăi. Emoția și șocul vor merita investiție. Ai nervi și nu ai pe cine să te descarci? Sună la noi, știm să stăm cu ochii în podea și să încasăm palme. Vin cu tine în mașină și în jur în locul tău în trafic. Să nu te ceri tu cu bărbosul sau cu turistul. Îți e lene să te apleci, îți este teamă că îți cade coroana sau te ține burta să te apleci, noi te putem ajuta să-ți legi șireturile. Legători de șireturi. Ai mierlit, ai dat colțul fără un eveniment palpitant în viața ta, aplică la RIP Mystery și vom trimite o persoană dubioasă să dea târcoale la mormântarea ta de la 50-60 de metri fără să zică nimic, iar în felul ăsta trecerea ta în neființă va fi învăluită în mister. Pentru o taxă în plus îți vom șterge sau schimba istoricul internetului din calculator. Vrei să te lași de băut? Nu te lasă inima să-ți arunci alcoolul rămas? Sună acum! Echipă de bețivi profesioniști, ne deplasăm la domiciliu. Domiciliu, bem tot, dormim pe unde apucăm. Bonus, sfărăim în cor ce piesă dorești. Și o firmă de servicii unde oamenii să apeleze pentru închirierea unei orchestre ca să-și dea demisia în stil mare. Oamenii să aibă instrumente, să fie chemați la biroul respectivului, unde se cânte șefului direct o melodie pentru demisie și, bineînțeles, vocea să fie a lui Horia Breciu. Vă mulțumim foarte mult, ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, succes în afaceri. Pa, pa. Pa, pa. Morning glory, morning glory. Mi se mișcă dințișorii. Așa. Sergio, te știu foarte antrep. De la Bruxelles, președinte. Așa. Bun. Mulțumim foarte mult, ProTV. A fost drăguț, a fost bine și sperăm că inspirația de vineri, iată, funcționează, pentru că între timp s-a făcut vineri. Era joi când am început emisiunea și acum, bam, s-a făcut vineri. Doamne, la loc. Trece timpul. Când te distrezi, mai ales. Așa, mai avem multe alte idei de afaceri. Vă mulțumim foarte mult, ați contribuit la ele în ultima vreme, mai ales cu concursul ăsta. Și normal că avem multe puse deoparte. Montator de pietre la rinichi, pietre cristale, da, lucruri, da, din astea vindecătoare, foarte bine. Diamante pentru cei care, ăia 70.000 de cei mai bogați români, care dețin toți banii din România. Și întorcător de viniluri pentru audiofili. Aparat de sterilizat scobitori. Mie ăsta mi se pare foarte, foarte bun. Să nu schimb scobitoarea tamnesam. Tamnesam. Sunt uite, economie. Da, exact. Aia aceea scobitoare de aur, poate. Cred că era cineva, era un cântăreț. S-ar putea să fi fost Snoop Dogg, care să fie avut scobitoare posibil, de aur. Posibil, nu știu. Nu, da. Da. Și ăsta mi-a plăcut, producător de vată în urechi pentru ascultătorii Rock FM pensionari cu căști incorporate. Da, vă lăsăm să vă mai gândiți un pic și revenim noi imediat, pentru că între timp totuși trebuie să eliberăm Tarzanul din voi, avem concurs, avem valoare, nici nu știi când îți sună telefonul, așa că rămâneți alături de Rock FM. Morning Glory. Wake up and rock on Rock FM.